pasionați de vacanțe exotice, Diana Matei și soțul său, George Cleante, au petrecut timp de calitate împreună pe plajele însorite ale Mexicului. Îndrăgiții artiști și-au lăsat grijile deoparte și proiectele muzicale și s-au bucurat îndelung de soare și mâncăruri specifice zonei. Diana și-a dorit foarte mult să facă plajă în miezul iernii și astfel a descoperit o țară care a fascinat-o pur și simplu. Asta m-am gândit să-mi pun dușmanii în rând. Mereu în pas cu moda, îndrăgitul interpret Valentin Sanfira reușește să se descurce cu avalanșa de informații legate de tehnologie în general, care avansează într-un ritm amețitor. Artistul a început să filmeze podcasturi pe YouTube. O pleiadă de vedete urmează să fie intervievate și difuzate pe canalul YouTube al îndrăgitului interpret, căruia nu este străină această ipostază de prezentator și realizator. La povești cu Sanfira, despre Valentin Sanfira stăm și noi astăzi. Stați cu noi! Anul ăsta m-am gândit să-mi pun dușmanii în rând. Bună dimineața, Lavinia! Bună dimineața, oameni buni, oameni dragi! Bună dimineața tuturor! Este joi, petrecerea va fi întoi și noi avem subiecte noi nouțe! Bună dimineața, dragul meu Mihalis! Te-am dus lipsa ieri! Bună dimineața, doamnelor, domnilor! Și eu v-am dus lipsa vouă pentru că mi-e drag să fim aici, amândoi, în fiecare dimineață. Împreună cu echipa noastră frumoasă, pe care vreau să o salutăm așa. Bună dimineața, băieții! Bună dimineața, fete! Ia uzi cine s-a trezit în această dimineață să bea cafeluța! Adică... Să bea cafeluța împreună cu noi și dumneavoastră cei de acasă. Bine că v-ați trezit să petreceți 3 ore extraordinare împreună cu noi aici la Matinal și Populari pe Etno. Ce să mai? Suntem în forță și astăzi. Suntem în forță pentru că avem echipă, avem valoare, suntem Matinalul cel mai tare și vă mulțumim! Vă mulțumim pentru audiențele record pe care noi le facem aici la Matinal și Populari. Doamnelor și domnilor, pentru că sunteți alături de noi, vrem să vă răsplătim, da, și cu surprize, surprize, pentru că a revenit și Andreea și Marin este pe poziții, dar avem și oameni extraordinari și subiecte de nota 10, draga mea. Știi care e partea cea mai frumoasă, iartă-mă că intervin, știi care e partea cea mai frumoasă în momentul în care mergi și stai de vorbă cu oamenii și vezi că te urmăresc și își fac acolo cafeluța ce ai împreună cu tine. Știi care mesaje? E partea cea mai frumoasă? Măi, când îți povestește omul, dă-i drumul la televizor, că începe Lavinia și Mihalis. Asta e foarte important. Este și așa mi se foarte spune important. Și... Dă-i drumul la televizor, deschide pe Etno pentru că începe Lavinia și Mihalis. Uite așa, mi s-a făcut părul de găină pe mine și am fost foarte emoționată.
Păi ce poate fi mai important decât oamenii să se identifice cu noi? Pentru că noi suntem de ai lor, suntem din popor și ne încercăm să le aducem în față ceea ce își doresc să simtă, să vadă, să audă și noi suntem poate așa împreună, am făcut miracole pentru telespectatori. Am scris istorie la televizor. Așa este, dragul meu Mihalis. Așadar, vă salutăm pe toți. Cu toată dragostea noastră, cu energie și bună, în sufletul cu nostru. Sufletul nostru frumos. Așteptăm și astăzi mesajele dumneavoastră, să fim din ce în ce mai mulți în fața micilor ecrane și, cum spuneai și tu, că îi răsplătim pe telespectatorii noștri cu emisiuni frumoase, cu teme interesante pe care le discutăm, uite așa, și cu invitații ce vor poposi pe Turcoazică, dar și cu voi, pentru că sunteți colaboratorii noștri. Și fără voi, noi nu am exista, indiferent unde ne-am afla. Draga mea Lavinia, doamnelor și domnilor, eu zic să înceapă emisiunea cu un om extraordinar. Este un om la care noi ținem foarte mult. Este un om a căroi melodii ne-au făcut... are o melodie pe care... cu inima, pe care pe noi ne-a îngenunchiat și considerăm cel mai tare șlagăr al interpretului care deja se află la scena noastră. Este de nota 10 și este în această dimineață alături de noi și sperăm să mai vină și săptămâna viitoare, că dacă ar fi după noi, l-am ține aici în fiecare dimineață. Vine din frumosul Gorj, doamnelor și domnilor, pe care eu îl iubesc de numai pot, cântă așa ca nimeni altcineva, are melodii frumoase, voi îl iubiți, are ochii albaștri. Da, 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 are ochii albaștri și se numește Ion Drăgan de Gorj! Inimioară, inimă, iar mai stai un pic, să vină mândruța mea, Doamne, la iubit. Inimioară, inimă, iar mai stai un pic, să vină mândruța mea, Doamne, la iubit. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Frumoasă-i dragostea, mândrulița mea, dacă știi mândră purta, mândrulița mea. Cu patima și cu dor, mândrulița mea, să ne iubim puișor, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Am știut buzele tele, mândrulița mea, cât venin ascund în ele, mândrulița mea. N-am știut inima ta, mândrulița mea, că nu bate pentru a mea, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. A venit
venit altul din lume, mândrulița mea. S-a plecat mândru cu tine, mândrulița mea. Pentru bani, pentru avere, mândrulița mea. Ai uitat buzele mele, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi. Și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi. Și-mi doresc, mândruță, să fim amândoi. Bravo! Da, șlagăr, oameni buni, aceasta este o melodie șlagăr pe care noi o iubim extraordinar de tare. Ion Drăgan! Bună dimineața! Superbă melodie! Bună dimineața! Felicitări, Ion Drăgan! Mulțumesc că ia hai să mergem la canapea! Mergem după urmele voastre. Da, așa se face. Eu da și tăi pe de luni. Mulțumesc, mulțumesc! Am foarte mult... Oh, pe cine găsim noi la noi acasă? Bună dimineața! Florin Burescu! Ia, acum hai! Ca să mă... Mulțumesc, mă refer la îmbrăcăminte. Cu asemenea șlagări n-ai cum să n-ai stil. Mulțumesc. Bună dimineața, Florin Burescu, doamnelor și domnilor! Nu mai are somn în casa lui. Nu mai poate dormi, doamnelor și domnilor, se trezește cu noaptea în cap, are coșmaruri uneori noaptea și știți de ce? Din cauza facturilor. Da, când vede cât i-a venit lumina și gazul, mai ales la atelier, că el are și atelier, înțelegeți? Și mai nou am mai făcut și niște investiții costisitoare, zic eu, am auzit pe piață că sunt costisitoare, dar ne povestește Florin Burescu prin ce... Prin ce tragedie trece în ultima vreme? Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Bună dimineața. Avem impresia că știi tu mai multe decât știu eu. Eu tot timpul știu mai multe decât știe toată lumea. Ți-ai făcut ceva la dinți? Mi-am făcut ceva la dinți. Nu te-am văzut, de, nu ceva mai văzut de ceva vreme. Da, mi-am pus fațete, de mult îmi doream acest lucru și mă bucur că am găsit o echipă sunt foarte vizibile, drăguță. Sunt vizibile, să știi. Da? Sunt vizibile. Nu te-am văzut de ceva vreme și mi-au sărit fațetele fix în ochi. Da, eu zic că am ales o culoare potrivită, am avut o echipă foarte frumoasă care s-a ocupat. Îi mulțumesc Adei Epistatu pentru că s-a ocupat de mine. Îi mulțumesc Ramonii Panait pentru da, că a avut grijă. Da, vedem un material un picuț mai târziu. Și, și ne povestești după. Ah, da? Ok. Da? Pentru că știu că a fost și Adriana Ștefan cu tine, da, colega noastră. De-abia așteptăm să vedem ce ați făcut voi și cum ți-ai pus dinți. Pentru că așa se spune, nu? Până la urmă. Ne-am pus dinți. Dar până atunci... Da, stă bine. Până atunci hai să mușcăm. Hai să mușcăm un pic din ținutele vedetelor. Țoale de parale, doamnelor și domnilor, la matinali și populari. Prima victimă, draga mea, Lavinia, este... Letiția Moisescu. Letiția care merge la Eurovision. Îi doresc din suflet să aibă parte de succes maxim. Mironica. Da, este foarte ok din tot ceea ce văd eu aici. Recomand în general ca aceste încălțări lucioase, aceste încălțări care au efectul... Sunt ciocate. Sunt ciocate, cred că și telespectatorii da. Problema nu e ori ciocată, ori cizmă, orice ar fi fost. Așa. Cred că nu e problema înălțimii, lungimii și așa mai departe, ci a luciului. Eu cred că luciul acela nu este cel mai potrivit combinat cu portul popular. Ea aici încearcă oarecum să aducă portul în actualitate. Este un sacou... cu inspirație din aceasta, din folclor și nu e rău. Cureluța? Schimb, Cureluța nu prea are ea ce căuta acolo în totalitate, da. Dar înțeleg și de ce a ales o curea, pentru că își dorește să sublinieze talia. În momentul în care are acest sacou oversize, păi și nu puteam să găsim o altă variantă? Puteam găsi o variantă mult mai ok, o curea neagră mată, cu o cataramă foarte drăguță, cred că ar fi mers mult mai bine. Ar fi scos mai mult în evidență sacoul și motivul acesta, reinterpretarea folclorică a lui. Da, și n-ar mai fi secționat-o pe ea foarte mult. Avem deja lungimea sacoului care e ok, nu e nici foarte lungă, nici foarte scurtă.
avem o dată tăietura de aici din talie și mai avem zona capului și atunci automat ne... Având în vedere că merge la Eurovision și poate dacă reușește și câștigă selecția națională, Doamne ajută. Așa, Mirunica poate îl sună pe Florin Burescu și trebuie să-i faci ținuta pentru Eurovision. Cum o ai vedea-o tu pe Letiția Moisescu la Eurovision îmbrăcată, așa să facă un show de nota 10, să ne facă mândri pe toți românii? Norocul ei este că eu o cunosc pe Letiția destul de bine și știu că este un woman show. Adică ea, când apare pe scenă, face un show extraordinar. Eu aș vedea o extraordinar de accesorizată. Aș vedea-o exact în combinația aceasta între folclor și pop-rock, o combinație foarte ciudată așa, dar în schimb extraordinar de accesorizată și foarte vie pe scenă. Adică multe, multe culori, accesorii imense în cap, o coafiură extravagantă, un make-up puternic. Așa o văd pentru că ea, pe lângă faptul că este o femeie puternică, este și un artist care se desfășoară pe scenă. O apariție impact! Wow, exact. De care bine, România acum, până la urmă are nevoie. De care la România acest are nevoie concurs. Și bineînțeles depinde foarte mult și de piesa pe care o are. Nu știu exact ce piesa are. Mirunica. Dar Mirunica sunt convins că ea are se influențe din folclor și noi ce se mai ținem pumnii. Doamne ajută să fie cu succes. Succes, Letiția, merge mai departe pentru că avem o prietenă foarte dragă care apare în rubrica noastră astăzi. Mămica și feciorul a fost ziua fiului ei. Transmitem la mulți ani. Este o mămică mândră. Este o mămică mândră, o mămică care de fiecare dată are grijă așa de aparițiile ei. Cel puțin în costumul popular eu am văzut-o impecabil îmbrăcată de fiecare dată. E totul așa pus la linie. În schimb, îmi place foarte mult și rochia pe care o poartă. Îi stă foarte bine. O avantajează extraordinar de mult aceste rochii pe Silvia. Oricum, Silvia are și o siluetă frumoasă, are o înălțime corespunzătoare și îi stă foarte, foarte bine. Dacă ar fi să găsim așa mica greșeală, este aceea sandalelor. În momentul în care alegem o rochie cu foarte mult, foarte multe aplicații, cu volume, cu spărturi pe picior. În partea de sus avem multe accesorii, avem inclusiv rochia cu accesorii pe ea. Vă recomand să folosiți o pereche de sandale foarte, foarte simple. Genul acela, două barete, una sus, una jos. Mi se par că îți lungesc piciorul, îți dau o eleganță aparte și e deja prea mult cu rochia încât să mai luăm aceste sandale gladiator sau... dacă le văd eu bine acolo. Ce sandale ar fi trebuit să poarte? Ceva foarte, foarte simplu. Eu aș fi mers pe o pereche de sandăluțe nude cu o singură baretă în partea de jos a degetelor și una sus. Sau chiar și roșu, dacă avea o baretă. Putea merge subțire, și pe o variantă, dar eu nu cred că e chiar roșie rochia. Nu știu, am impresia că e un ciclam. Mă rog, e posibil să fie și... O fi fucsia până acolo. Exact. E problemă și cu rochița. Iar fiul tinerel. Fiul e ok, e îmbrăcat la costum, drăguț, cu tinerește, fără cravată, fără papion și cu șosete, ceea ce este foarte important. Nu cred că a fost un eveniment de o eleganță atât de mare încât să aibă nevoie de papion, cravată și așa mai departe. Mi se pare că atunci când ești tânăr nici nu ai nevoie de aceste accesorii și cel puțin eu nu le suport sub nicio formă. Te maturizează foarte mult, exact. Așa este. Merge mai departe, ia să vedem ce surpriză ne mai scoate serverul. Ia să vedem, doamna Steliana Sima. Doamna Steliana Sima are o rochiță extraordinară de frumoasă. Foarte frumos. Despre ochelari vreau să vorbim înainte de toate. Pentru că eu n-am văzut-o niciodată pe doamna Steliana Sima atât de trendy, fancy, cool. Sunt foarte fashion ochelari, într-adevăr. Da. E o surpriză și pentru noi să vedem... că dumneai poartă o astfel de pereche de ochelari, nu-i vin rău. Dacă mă întreb pe mine, sunt un pic nepotriviți cu restul ținutei, dar rochia este mult prea feminină, este mult prea, de doamnă, așa, și în momentul în care accesezi o pereche de ochelari fashion, îți trebuie un outfit un pic mai diferit. Dar adică în ce outfit ai vedea-o tu pe doamna Steliana Sima cu acești ochelari din Matrix sau din Star Trek? Ba să știi că ca și fizionomie nu o dezavantajează în totalitate acești ochelari. Nu deloc, ochelari. Stau foarte bine. Aș fi văzut-o mai mult, uite, de exemplu, cu o pereche de jeans și o cămașă albă desfăcută un pic la decolteu.
cu gulerul ridicat, semi-ridicat, cu o eșarfă, un accesoriu la gât. Mm-hmm. Adică așa aș fi văzut să folosească acești ochelari. Interesant. Poate există și varianta că este înainte de un spectacol sau în vizită undeva și n-a avut make-up și atunci a ales o pereche de ochelari și s-a gândit că o tentă de albastru la ramă are se combină, se combină cu, cu rochia. Dar în schimb îmi place foarte mult rochia. Dacă îmi permite un sfat, este din punctul meu de vedere modelul care pe dumneavoastră o avantajează. Bravo. Cel mai și cel mai mult. Foarte frumosistă. Și o sfătuiesc să meargă pe stilul acesta și de rochie. Și culorile foarte, o avantajează. Despre posing, ce părere ai? Pentru că, e îndrăzneață. Dacă ne uităm la doamna Steliana Sima în fotografiile ei, tot timpul are dorința asta de a ține ceva așa în mână din natură. Mm-hmm. Ba îmbrățișează copacii, ba ia florile. Adică niciodată nu face un posing așa singurică. Asta cred că e exact... Provine de la un pic de, să fie un pic timidă în acel moment. Sunt convins că timiditatea este pionul principal, dacă vrei să spunem așa. În schimb, dumneavoastră este foarte drăgăstoasă, foarte afectuoasă și atunci simte tot timpul nevoia să îmbrățișeze ceva. N-am recunoscut-o. Nu, este e o apariție foarte, foarte bună. Îmi place foarte mult. Așa de, de doamna Steliana, felicitările mele, da. Așa da, foarte frumoase și florile din fotografie. Mergem mai departe, că o avem pe doamna Brându. Da, doamna Brândușa. Brândușa Covalciuc. Da, e o doamnă foarte elegantă. E regina, elegantă. Are coroniță. Și mă mir că am prins o fotografie cu dumneavoastră, că de fiecare dată când mă întâlnesc, îmi spune, la mine n-o să găsiți pe Facebook. Ei, uite că am găsit încă o fotografie. Aha! Asta la pândă! Este, doamna Brândușa este foarte elegantă și atunci nu are nevoie, foarte cuminte, îmi cer scuze, foarte liniștită, inclusiv în gesturi, în apariții. Și atunci nu are nevoie de ceva să epateze. Ca și fizionomie, ca și culoarea ochilor, își permite să poarte aproape orice culoare. În schimb, eu nu aș vedea-o purtând culori mult prea îndrăznețe. Cu toate că la costumul popular își permite să facă acest lucru. Și îi vine și foarte bine. Îmi place că a ales varianta aceasta de dungi verticale în partea de sus, ceea ce e ok pentru conformația dumneaei. Îmi place că a ales acest basc peste talie, așa se numește volănașul acela pe care îl vedem primul la fustă. Îi conferă o siguranță și o lejeritate mult, mult mai mare. Și de asemenea apreciez și faptul că a luat o pereche de pantofi nude. Ar fi fost mult prea mult dacă ar fi mers pe negru. Din punctul meu de vedere e ok. Îmi place că e îngrijită la păr. Nu-i recomand nici dumneavoastră, nici nimănui ca la o rochie elegantă să poarte ceas. Asta e clar. Dar coronița, reginuța. E ok și coronița. Sunt artiste, lor le trebuie un pic de ceva mai mult. Dacă ai fi, dacă vorbim de o soacră, dacă vorbim de mama, dacă vorbim de femei care nu au treabă cu lumea asta showbiz-ului, atunci nu le-aș recomanda niciodată să poarte astfel de coronițe sau accesorii supradimensionate. Dar în cazul ei... recomanda un zâmbet extraordinar. Un zâmbet de Hollywood. Un zâmbet de Hollywood. Zâmbet de vedetă, doamnelor și domnilor, în materialul următor, alături de colegii noștri, Florin Burescu și Adriana Ștefan. Ne vedem acum. Dragii mei, orice zâmbet frumos trebuie să fie și sănătos. Ne aflăm la ADA Dental Center. Bună ziua și bine ați venit! Ați venit în locul potrivit pentru un zâmbet ca la Hollywood, dar într-adevăr trebuie să fie și sănătos. De aceea avem o echipă care se ocupă atât de frumusețe cât și de sănătate. O echipă minunată de doctori foarte... dornici, da, să ofere zâmbete frumoase și sănătoase. Și într-adevăr îl avem astăzi aici pe Florin Burescu, care este pregătit să-și transforme zâmbetul într-un zâmbet hollywoodian. Să mergem și să vedem ce se întâmplă. Mm-hmm.
Florin este foarte, foarte cu minte pentru că are grijă, doamna doctor Ramona, de dantura lui ca să arate așa precum la Hollywood. Bună ziua, bine v-am găsit. Ne cerem scuze că vă deranjăm așa, pentru că știm că nu prea e bine să deranjezi pe cineva când lucrează la dantură. Cum este Florin ca și pacient? Bună ziua și bine ați venit pe la noi. Florin este un pacient foarte cu minte. El și-a dorit foarte mult un zâmbet de Hollywood și de aceea este foarte cu minte și foarte cooperant. Care sunt etapele pentru a obține un zâmbet ca la Hollywood? Păi în primul și în primul rând a trebuit să facem o simulare, da? Să vedem cum vor arăta viitorii dinți, viitoarele fațete, astfel încât să vadă și pacientul unde va ajunge și ce va obține. Am făcut o simulare, am scanat arcadele dentare, am făcut un model în ceară a viitoarelor restaurări, după care pacientul a venit și am făcut simularea efectiv. I-am pus dinții în gură exact cum și-a dorit să arate. Florin, de ce fațete? Cred că e varianta cea mai bună pentru a umple acele spații interdentare pe care eu le aveam și mă deranjau foarte, foarte rău. Plus că am avut și norocul de a avea o dantură cât de cât dreaptă, spun bine, aliniată, care mi-a permis aceste fațete și operațiunea în sine a fost mult mai ușoară. Vreau să-ți spun că inclusiv după prima procedură am reușit să trec de teama aceasta de stomatolog. Cu toții avem teama și frica de a merge la stomatolog. Eu am trecut cu brio și sincer spun, n-am simțit nimic și sunt un fricos din fire. Adică când a spus că sunt cu minte, sunt cu minte de frică. În schimb, chiar n-am simțit nimic. Să înțeleg că doamna doctor are mâini foarte ușoare și recomand tuturor să vină la această clinică. Extrem de ușoare, o recomand pe doamna doctor Ramona Panaite pentru că are o mână finuță, așa cum îmi place mie. Să știi că e greu să prinzi încredere în cineva, dar în momentul în care vezi primul pas și te îndeamnă așa să mergi mai departe pentru că e ușor, atunci ai curaj complet și de acum vin, i-am promis că odată la două luni sunt aici pentru curățarea profesională. Și dacă vorbim și curățarea profesională, cum este corect să cureți dinții ca la Hollywood? Păi fațetele le vom întreține exact ca pe dinții naturali, adică vom face cu periaj amănunțit și vom veni periodic la control, astfel încât să observăm că nimic nu s-a întâmplat acolo, nu a apărut absolut niciun fel de problemă. Deci ne periem normal pe dinți de două ori, dimineața și seara, cel puțin două minute, atât pe interior cât și pe exterior, folosim dușul bucal. Și încă un lucru de care eu m-am bucurat foarte tare, auzisem tot felul de legende, că dacă ai fațete nu mai poți mânca aproape nimic, că o să ai o sensibilitate. Ei bine, vreau să vă spun că eu, inclusiv cu dinții provizorii, am reușit să mănânc aproape orice și la temperaturi normale, nici prea cald, nici prea rece, dar asta ținând cont că au fost cei provizorii. La fațete automat am înțeles că pot mânca aproape orice. Așa că miturile trebuie să dispară până vă spun eu că, din propria experiență, că așa este. Poți mânca și poți bea aproape orice. Mai aveți de lucrat acum la Florin? Mai avem mici reglaje. După cum vedeți, Florin este cu fațetele provizorii care deja arată foarte, foarte bine. Și pasta de dinți? E recomandat un anumit gen de pastă? Pasta de dinți cu floră special recomandăm. Cel din comerț, da? Da. Bine, până atunci terminați treaba la Florin pentru că vrem data viitoare să aibă zâmbetul acela care și-l dorește el. Succes, dragul meu, și mulțumesc. Noi cuceriri cu această dantură. Să fii convinsă că sunt pus pe cuceriri, așa că ne vedem în platou la Matinal și Popular pentru că începe rubrica Țoale de Parale. Anul ăsta m-am gândit să-mi pun dușmanii în rând. Mereu în pas cu moda, îndrăgitul interpret Valentin Sanfira reușește să se descurce cu avalanșa de informații legate de tehnologie în general, care avansează într-un ritm amezitor. Artistul a început să filmeze podcasturi pe YouTube. O pleiadă de vedete urmează să fie intervievate și difuzate pe canalul YouTube al îndrăgitului interpret, căruia nu este străină această ipostază de prezentator și realizator.
La Povești cu Sanfira, despre Valentin Sanfira stăm și noi astăzi. Stați cu noi! Anul ăsta m-am gândit să-mi pun dușmanii în rând. Anul ăsta m-am gândit să-mi pun dușmanii în rând. Mereu în pas cu moda, îndrăgitul interpret Valentin Sanfira reușește să se descurce cu avalanșa de informații legate de tehnologie în general, care avansează într-un ritm amezitor. Artistul a început să filmeze podcasturi pe YouTube. O pleiadă de vedete urmează să fie intervievate și difuzate pe canalul YouTube al îndrăgitului interpret, căruia nu este străină această ipostază de prezentator și realizator. La Povești cu Sanfira, despre Valentin Sanfira stăm și noi astăzi. Stați cu noi! Anul ăsta m-am gândit să-mi pun dușmanii în rând. Revenit, doamnelor și domnilor, am văzut materialul realizat de colega noastră Adriana Ștefan. Florin Burescu a făcut el cum a făcut și uite ce zâmbet extraordinar. Hai să vezi ce zâmbet urmează. Are. E în lucru zâmbetul, așa? E în lucru zâmbetul. Să-l porți sănătos, Florin. Mulțumesc din suflet. Ne bucurăm mulțumesc pentru tine. Știm că ți-ai dorit un zâmbet de vedetă. Tu ești o vedetă. Să te caute toți prietenii și pe Facebook și pe Instagram. N-ai dat mult, n-am dat. Știi cât e echipa asta de ieftină? Da. Cât e de profesionist, atât e de ieftină. Da? Și dacă ești cu minte, îți dau și discountul meu. Așa, și cât pui ușor, zi? Păi, la mine... spune-mă că la omul ăla de la țară, eu nu știu. Atâta pot să dau, atâta dau. Eu spun, eu am dat suma de 12.000 de euro. Dar nu e important cât am dat eu, pentru că diferă de la dantură la dantură. Ce mai zi o dată? Cât a dat? Alo? Diferă de la dantură la dantură. Așa, și cât ai Doamne, zis că ai dat? Doamne, o garsonieră cu banii ăștia. Eu mi-am dorit mai mult și am dat 12.000 de euro. Ah, bine. Dar 12.000 de euro, eu preferam să rămân știri. Luam o garsonieră și mi-asiguram bătrâneții. Dar tu poate nu ai nevoie. Dar unde ții banii ăștia? Ia să vedem. Și sus și jos. Ia caută, Ion Drăgan, să vezi dacă sunt toți. Asta mă interesează, că la 12.000 să vedem dacă sunt toți. Dar vă poftim, dragi prieteni, să ascultăm împreună un cântecel și să ne mai minunăm nițel. De prețuri de una, de alta, domnul Nelu Bădărcea a venit în această dimineață pe la noi. Povestim și cu domnia sa, dar după ce ascultăm un frumos cântecel. Muzica! Mândră-o ca să-ți cânt dragostea ce ne-a unit. Să vezi sufletul cum plânge, inima de dor se frânge. Vino mândră-o ca să-ți cânt dragostea ce ne-a unit. Să vezi sufletul cum plânge, inima de dor se frânge. Hai vino în brațele mele, fata visurilor mele. Mi-ai furat inima toată și nici n-ai bătut în poartă. Hai vino-n brațele mele, fata visurilor mele. Mi-ai furat inima toată, mândr-o cu ea înflorată. Cerbul însetat și cu apă adăpat, mândro cu buzele tele, mă scapi de sete și jele. Cum e cerbul însetat și cu apă adăpat, mândro cu buzele tele, mă scapi de sete și jele. Hai vino-n brațele mele, fata visurilor mele. Mi-ai furat inima toată și nici n-ai bătut în poartă. Hai vino-n brațele mele, fata visurilor mele. Mi-ai furat inima toată, mândr-o cu ea înflorată.
l-am și eu, seamănă mândru cu al tău. Hai să trăim dacă vrei, cu parfumul dragostei. Dorul care l-am și eu, seamănă mândru cu al tău. Hai să trăim dacă vrei, cu parfumul dragostei. Hai vino în brațele mele, fata visurilor mele. Mi-ai furat inima toată și nici n-ai bătut în poartă. Hai vino în brațele mele, fata visurilor mele. Mi-ai furat inima toată, mândru cu ea înflorată. Bună dimineața, domnul Nelu Bădârcea, vă așteptăm alături de noi pe turcoazică. Ce mai faceți? Ce bună mai dimineața spuneți? Și bine v-am regăsit și la mulți ani pe anul acesta, pentru că nu ne-am văzut. Mulțumesc, la destul de bine, ca toată lumea de altfel. Doamne ajută! Fata visurilor mele din cântecul dumneavoastră a venit cumva în preajmă? Vreau să dedic acest cântec unei prietene foarte bune care mâine împlinește o frumoasă vârstă, o prietenă de suflet a mea. Este vorba despre Gina. Gina, la mulți ani, tot binele Gina din lume. Este cântecul pe care și l-a dorit să-l cânt eu astăzi. Ginuța, la mulți ani și din partea noastră. Și o să aflăm mai multe și despre tine și despre fata visorilor lui Nelu Bădârcea după o scurtă pauză de publicitate. Nu plecați nicăieri, pentru că aflăm lucruri senzaționale doar la Matinal și Populari. Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Popular, dar nu am revenit așa oricum. Am revenit cu o omletă făcută de al nostru coleg Iulian, care astăzi ne face cinste. Ce și înseamnă să te iubească colegii? Da. Și colegii și publicul. Am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastră pe Facebook și vrem să vă salutăm. Doamna Ștefana Popescu, vă pupăm, vă iubim și vă mulțumim pentru mesajele pe care dumneavoastră ni le trimiteți zilnic. Lângă și eu noi... vreau să le mulțumesc telespectatorilor, pentru că așa de multe mesaje am primit și ieri și acum am citit mesajele dumneavoastră și trebuie neapărat să vă spun că au trecut așa prin inimioara mea fiecare cuvințel, l-am simțit. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumim de fapt pentru că vă pasă și pentru că ne urmăriți. Doamnelor, domnilor, revenim la prietenul nostru, domnul Nelu Bădârcea, care ne-a cântat atât de frumos o melodie despre doamna Gina, a cărei zi de naștere este și îi transmităm la mulți ani și noi. E, domnul Nelu, care mai este viața dumneavoastră? De fiecare dată ați trecut așa pe la noi și ne-ați dat frânturi din viața dumneavoastră, de cele mai multe ori un pic nefericite. Dar văd zâmbetul pe buzele dumneavoastră. Voastră, văd că cântați o melodie despre o fată care trebuie să vină în brațele dumneavoastră și observăm cu toții că la un moment dat viața noastră până la urmă ia o întorsătură. Cum se spune pe românește, soarele apare pe strada noastră, dar nu și în facturi, am înțeles. Nu mă vai de facturi, să știți, am cu ce să le plătesc, nu e nicio problemă. Important este ca aici. Important e ca aici la sufletelul meu să fie liniște și fericire. Și rest... este liniște și fericire, da, acolo în sufletelul dumneavoastră. Da. Da. Cine a venit, domnul Nelu Bădârcea, să facă liniște în sufletelul dumneavoastră? Pentru că data trecută, când ați fost pe turcoazica noastră, nu prea era liniște, din câte mi-amintesc. O să deduceți din cântecul următor, care este compus de doamna Stella Constantinescu Sorescu, care îmi compune toate cântecele și toate textele și pe această cale îi mulțumesc, pentru că a fost și ziua dumneei acum 2 sau 3 zile și am o colaborare foarte frumoasă cu dânsa și viața mea este transpusă în cântec și adică de acolo. Dumneei vă știe viața. Păi, ma, nu te aude nimeni, Ion Dragan. Iertați-mă, eram atent. Dumneei vă știe viața, ea vă pune pe tavă tot?
Păi de ce păi să nu știe? Trebuie păi... să ne destăinuim cuiva. Da, păi asta era curios și atunci de ce să nu te destăinuiești textierului care îți face melodiile păi foarte frumoase și ți e pune tava cum s-ar spune. Cum aveți voi acolo, da. Da, uite cum avem trăim, noi tava pusă. Trăim o viață ascunsă sau ce? Eu nu, nu n-am... Nu, domnule, nu vă zicea. Eu am învățat un lucru de când am venit aici la Etno și l-am învățat de la doamna Steliana Sima. Când i-am pus la început niște întrebări, mi-a spus că pot să o cunosc foarte bine după textele melodiilor domniei sale. Ce să vedeți, le-am ascultat și mi-am notat fiecare vers și astfel am descoperit-o pe doamna Steliana Sima. E, astăzi promit că o să fiu foarte atent la melodia următoare a dumneavoastră, să văd ce mai descoper. Din prima am descoperit, draga mea Lavinia, că este îndrăgostit și că doamna Gina a venit în brațele... Hai să facem analiză pe următorul text. Vă mulțumim, domnul Nelu Bădălcea, că ați trecut pe la noi, să fie bine și liniște în sufletul dumneavoastră. Mulțumesc. Ne bucurăm când întâlnim români fericiți care au cu ce să-și plătească facturile și n-au nicio problemă din punct de vedere financiar. Mergeți către scena succesului și cântați-ne! Știm că vă așteaptă Gina la petrecere și nu vrem să vă reținem. Eu notez tot ce cântă. Notăm tot și ascultăm Nelu Bădălcea. Muzica. Lumea toată și inima-mi râde, că iubesc o floare din cele mai mândre. Are chip frumos și gurițe dulce, fragă. E om pe lume să nu-i fi dragă. Dintre toate eu te-am ales, mândru pe tine, floarea florilor, tu ești pentru mine. Are rost. Am lăsat în urmă tot ce rău a fost. Ziua când începe, tu apari în gândul meu și vreau să-ți cuprind mijlocelul tău. Pentru chipul tău ți-aș da mândră viața toată. Ești dragostea mea și pe lumea altă. Să-mi-o dai, că te port mereu, mândruțul la mine în gând, zi de zi aș vrea în brațe să te strâng.
Bravo, domnul Nelu Bădârcea, am notat, gura ca fraga, dragostea este în... Da, iubește omul, așa este foarte bine, doamnelor, domnilor, când iubim și suntem îndrăgostiți, aceasta este concluzia, nu simțim facturi, nu simțim scumpiri, nu simțim decât că am orbit și nu mai vedem nimic. Draga mea, Lavinia, să trecem și la prietenele noastre, care ia data să întrebăm trecută... specialiști în perioada următoare, cum stăm ne-au cu divorța. Dragostea, cum stăm cu banii, cum ce se întâmplă în luna februarie, că vine ziua îndrăgostiților, da, și am înțeles că urmează câteva zile cu un impact energetic extraordinar pentru toate zodiile și toate numerele și ne pot lămuri doar prietenele ai noastre, Adina și Oana Timofte, specialiste bună în dimineața! Numerologie. Bună dimineața, fetelor, dragilor, ne bucurăm să vă vedem. Să vă fie de bine, schimbare de look, doamnelor, ce frumoase sunteți! Mulțumim, bună dimineața. Bună și dimineața. Ce faceți? Noi și foarte bine. Foarte bine. Data trecută ați povestit despre divorțuri și numai la ele ne-am gândit. De data aceasta sper să veniți cu împăcări în familie și cu multe altele. Vă ascultăm. Cum stăm? Cum sunteți? Fie când mi-a venit o idee să apelăm la un program din acela de împăcare. De blocare. Da. Dar mai întâi spuneți-ne voi cum stă treaba în perioada următoare. Dar să știi că luna februarie este o lună foarte benefică pentru cei care doresc să se echilibreze din toate punctele de vedere și mai ales să profite de zilele 2, 20 și 22 februarie. Pe data de 2 este foarte important să ne gândim la lucrurile pozitive, da? Vreau să mă fac cu soția, vreau să am un iubit, vreau să am bani, vreau să am monie, vreau să am un serviciu. Da, sunt acele dorințe pe care le scriem la mod afirmativ pozitiv, da? Și la modul prezent, pentru că este luna nouă, iar luna nouă practică trage ceea ce ne dorim în acestare. Deci pe 2 februarie luăm o foaie de hârtie și un pix și fiecare își va nota ce își dorește. Ce facem după ce ne punem dorințele acestea în mod afirmativ, așa cum ne învățați voi, ce facem cu foaia? Încerci să le citești zilnic, încerci să ai contact cu ele zilnic pentru a se realiza acea frecvență energetică și practic pentru a-ți schimba energia și pentru a atrage, pentru să-ți faci prieten universul, da? Să nu uităm că luna februarie și anul 2022 vine cu acea energie excesivă de doi și dacă februarie ne găsește cu lipsa de control a emoțiilor, va fi o lună destul de încărcată, va fi o lună duală, va fi o lună care ne va zăpăci. De asta încercați în care atunci în ianuarie câte zile au mai rămas să vă pregătiți pentru luna februarie cum poate fiecare. Dacă nu vrea să apeleze la un numerolog, la un astrolog sau la orice care de dezvoltare personală, pentru că vedea pentru fiecare solicitate ce ne poate aduce luna februarie, ci să încercăm să ne echilibrăm, să punem picioarele pe pământ și pe emoția anului, ce emoția lunii februarie este destul de puternică. Așa cum am observat la Vinia, 2 a 2 a 2022, 20 a 2 a 2022, 23 a 2 a 2022, sunt cifre, doar regăsim doar cifra 2. Da. Să știi că vine și cu o parte pozitivă, dacă suntem echilibrați, putem deveni oameni influenți, putem să găsiți oameni influenți care să ne ajute la progresul și evoluția noastră. Uite, de exemplu, pe 22 a 2 a 2022, să știi că e o zi în oglind, o dată în oglind. Adică, dacă citim această dată, 22 a 2 a 2022, fie de la capăt, fie de la final către început, e aceeași dată. Ce înseamnă dată în oglindă? În acea zi, eu cum manifest universul, divinitatea, ce formă energetică, cum vreți voi să o denumiți, aia vă primi. Mă va răsplăti exact cu aceeași chestie. Dar pe 22 a doua, dacă mă trezesc veselă, dacă mă duc socializez, beau o cafea, las agresivitatea deoparte, las nemulțumirile deoparte, las problemele deoparte, e o deschidere către un canal energetic extraordinar.
Uite că vorbeam de doi, acum vom iniția trănițe. Pe 20 și pe 20 pe a doua e acel canal energetic care ne susține să eliminăm ceea ce nu este ok. Și revin la ceea ce am spus mai devreme. Nu vreau să fiu tristă, nu vreau să fiu omorâtă, nu vreau să fiu agresivă în aceste două zile, pentru că sunt foarte importante. Să știi că lumea... Și dacă avem pe cineva, nu știu, care în ziua aia, uite, eu îmi propun, mă trezesc de dimineață, conștientizez mesajul vostru, ai pe cineva care te agresează energetic, nu știu cum, vorbi cu vorba, cu fapta, cu... cum facem noi să... să ne protejăm? Oprim? Păi, în primul rând, eu îți dau la îndemână așa o tehnică care o poate face oricine. Pace mie, îi spui omului, pace mie, pace ție, da? Și practic se pace, schimbă... pace între două dobitoare. Ce făceam treaba asta când eram mică? Și uite, vezi, tot acolo ajuns. Da, ajuns, mai ales că 20 cade într-o zi de duminică, 22 într-o zi de marți, iar 2 cade într-o zi de miercuri. Până e la urmă, de știut, ne notăm în calendar 22, și ținem cont de sfaturile fetelor. Da, 22, că m-am uitat în calendar, cade într-o zi de marți, când tot românul și își spune că este ziua cu cele trei ceasuri rele și noi încercăm să-i contrazicem de aproape 4 ani că este ziua cu cele 3 ore de distracție la matinal și populari. Ai observat, Mihalis? 22 a doua 2022 pică într-o zi de marți, a doua zi în săptămână. Da. Iar sincronicități foarte multe, da. Deci universul trebuie să lucreze pentru noi, să aducem pace în inima noastră, în sufletul nostru, să ne scriem frumos pe o hârtie ceea ce ne dorim și dacă avem pace în suflet, lumină în suflet, în inimă, în gândire, în ceea ce putem noi să facem, probabil aceste lucruri pe care noi le scriem ni se vor îndeplini. Clar. Nu probabil, cu siguranță, dacă ești constant și citești acele intenții ale tale pe care le-ai pus pe hârtiuță mai devreme sau mai târziu, acele obiective se vor concretiza și ușor, ușor te incite să taugă pe listă, uite, asta am modificat-o, uite, asta am obținut-o, uite, asta am obținut-o. Sau dacă vrei, de exemplu, o concretizare mai rapidă, practic, în acele programe despre care tot vorbim, noi, după o analiză personalizată, văd clar ce este de schimbat și ce este de echilibrat la tine. Iar programele acestea despre noi tot vorbim, te ajută în manifestarea dorințelor cât mai rapid, da? Pentru că trăim într-o lume a vieții, trăim într-un haos, într-o continuă mișcare, dar și vei dezvolta personale, cu ceea ce este eliminarea credințelor, eliminarea începutului. Da, se pare că avem probleme un pic cu internetul. Este foarte important pentru aceste programe personalizate să apeleze telespectatorii noștri și cei care își la doresc, specialiști. Da, să apeleze la fetele noastre, Adina Timofte numerolog, Oana Timofte numerolog pe Facebook și Instagram și vrem să vă întrebăm pe data de 14 februarie de ziua îndrăgostiților, ce se întâmplă? Ei, je pe arudule, dă-o de-o ma clarinetă, se întâmplă, ia. Unii divorțează. Pe 14 februarie, să știi că vine cu schimbări. Da. Vine cu schimbări și e posibil ca unele... Băi, eu când v-am zis că am premoniții, voi nu m-ați crezut. Uite, vizionară ești, draga mea. Specialistele, ziceți fetelor. E vizionară. Februarie se poate destrămâna o relație și în acea zi se pot să întâlnești pe altcineva. Ca să știi. Da, ți-am zis, ți-am zis. Nu doar că se alege praful și pulberea. Da. Așa. Și nu mai e cale de întors? Te luai? Este cale de întors, pentru că vibrația zilei vorbește despre dinamică, vorbește despre dorința de a fi... Ea privește aici, dinamica. ...de a fi complimentat, facem și despre secrete în aceeași. Și despre secrete, exact, așa că ai grijă când e cadrul ăla unde duci, la soție sau la mată, să ai grijă care e direcția. Să nu le încurci între ele, da. Cel mai bine e să le iei cadouri la fel, să nici nu se supere fetele. Da. După aia când află... E nasol. Mai ales când se întâlnesc și văd aceiași cercei, e perfect. E... Da. Nu se prind. Iar ca și număr de deschim, ziua de 14.2.2022, vine colecție karmică ce ține de a crea fundații în relația ta. Așadar, nu întâmplător am și spus că sunt relații care pot să se destrame sau relații care ajung la o fundație sănătoasă. Pentru că vine cu această lecție karmică și nu, când vorbim de lecții karmice, nu ne mai jucăm. Acele lecții karmice, practic,
țin o zi cu o încărcătură foarte puternică, iar dacă există anumite secrete, anumite funcțiuni, să zicem, cu relație, cu siguranță nu va funcționa, ci mai degrabă se întâmplă finalul, se ajunge la un final. Dar vor ieși toate acestea la iveală, nu? Vom ști cine ce a mințit și cine cui a dat amantei și soției aceiași cercei. Pentru că, până la urmă, adevărul într-o zi de 14 va ieși la iveală. Dragele noastre, vă mulțumim. Sunteți două prietene extraordinare. Noi ținem foarte mult la voi și ne dorim să vă avem așa în fiecare săptămână, să stăm de vorbă, să vedem ce mai este bun și în viața noastră, dar și în viața voastră, iar telespectatorii să apeleze cu încredere la prietenele noastre, Adina Timofte, numerolog, Oana Timofte, numerolog, și de ce nu, să ne vedem și pe turcoazi, că poate săptămâna viitoare ne faceți o vizită. Am fi vrut să venim și astăzi, doar că aseară am filmat până târziu și crede-mă că abia ne-am putut să ne vedem la 7 ca să ne putem pregăti pentru intervenție. Noi apreciem prezența voastră în emisiunea noastră, oricum ar fi, și vă iubim. Universul prin voi ne trimite foarte multe informații prețioase și nouă și telespectatorilor de acasă. Așadar, intervențiile voastre sunt binevenite. Vă pupăm să aveți o zi frumoasă și mult succes în tot ceea ce faceți. Doamne, vă pupăm, vă iubim și vă oferim și vouă și telespectatorilor o melodie frumoasă cu al nostru drag prieten Ion Drăgan, care leșină de râs la scenă. Nu știm de ce, dar ne va spune după ce ne va cânta. Ion Drăgan. Crezut nici când s-ajung mândră, dragă, din iubire să plâng. Mândră, mândră, nu mai am lacrimi să curgă. Mândră, dragă, la tine să ajungă. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi, am iubit pe cine nu a meritat. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi, am iubit pe cine nu a meritat, măi, am iubit, măi, lume, mândru puișor. Și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Am iubit, măi, lume, mândru puișor. Și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Plânge-n vârf de deal izvorul, mândră, dragă, cum îți duce dorul. Mândră, mândră, plânge fagul cel umbros. Mândră, dragă, frunza-i pică jos. Cu foșnetul ei parcă înșoptește, fericit e omul care nu iubește. Cu foșnetul ei parcă înșoptește, fericit e omul care nu iubește. Să fii blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Să fii blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Mândră, mândră, mi-ar bit părul la tâmple. Mândră, dragă,
tu de ce plâng într-una? Mai sunt multe fete, nu e numai una. Mă-ntreabă pământul, de ce plâng într-una? Mai sunt multe fete, nu e numai una. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Bravo! Ion Drăgan ne-a cântat, a cântat pentru toate mândrele, dar în platoul nostru, pe Turcoazică, a aterizat și Valentin Samfira. Am aterizat! De la munte de pe schiuri, tocmai ne povestea ce experiențe frumoase. A venit și a dat drumul cu schiurile. Da? Și a dat drumul cu schiurile. La vale. Da, cred că nu mă face să râd că am un herpes. Bună dimineața tuturor! Mă bucur că m-ați invitat. Și mă bucur că vă revăd. Văd că ați mâncat omletă, Iona a cântat de masă. Mă, cum s-a potrivit, ai văzut? Da, s-a potrivit, dar foarte bine că am rămas. Dar păi cum își spus, face și el? Tu ai fost atent. Care doamne? Face și el repertoriu în funcție de ce mâncăm. Picaș rău. Trebuie să asculti și tu Valentin vorbele frumoase. Fira s-a apucat de lucruri inedite. Toți sunt la modă. Hop, hop, cum dai drumul pe YouTube? Apare acolo Valentin Samfira Podcast. La povești cu Samfira. Ce povești și pui? Și bă, ai văzut, te chești pe tine, Ioane, gata, dacă mi-ai făcut reclamă. Oricum o să vă chem pe toți. Podcast, le spunem tuturor, înseamnă emisiuni pe YouTube. Interviuri. Sau pe interviuri, platforme. Emisiuni libere, nu sunt, cum să spun, nu au producție neapărat, nu plecăm de la un subiect. Nu sunt formale. Nu sunt formale, sunt întâlniri. Vezi că e cafeaua mea aia. Nimic, tu vorbești de că ai de vorbit. Mă... Și trebuie să respectăm așa. Nu e pentru nu cine. Nu e, dar se... eu am venit cu trenul ăsta, mai beau una în gară, eu nu beau nici. le cum mulțumesc celor care ideea să faci emisiuni. Eu aveam de gând să fac din mai de mult, dinainte de pandemie, numai că s-a întâmplat să nu se lege niște lucruri. Nu am găsit nici echipa la timp și acum am găsit și o locație extraordinară la prietenii noștri unde voi ați și filmat lansarea mea de album. Și sponsor care este și sponsorul vostru pe aici, Mircea, la Mircea Măcelaru, domnul Eduard s-a gândit, hai să facem o emisiune frumoasă. M-am gândit să-mi rămână în fonoteca mea, să le pun așa pe un stick și în calculator peste ani. Bine, să-mi rămână toate interviurile. Această, să spunem așa, activitate de moderator, de gazdă până la urmă, da, că ești da. Gazda unor prieteni care vin, beau cafea cu tine, mănâncă produse bune de la Mircea Măcelaru. Da, da, hai să spun că avem și un bucătar, un șef bucătar, așa. Care în timp ce noi filmăm ne gătește un fel de mâncare, despre care nici eu nu știu, adică ce vrea el în ziua respectivă sau în funcție de invitat. Și am și difuzat și le mulțumesc celor care s-au uitat deja. Începem să creștem ușor. A fost prima invitată, doamna Elena Mirișoreanu. Care a fost imediat după ce a fost la tine, a fost la noi dimineață și ne-a povestit, povestit și domnia sa. Deci e un om deosebit și eu o iubesc tare mult. A povestit multe lucruri. Păcat că n-am avut timp, o să ne gândim. Deocamdată ne-am gândit să fie doar o oră de emisie, între 45 și 60 de minute, dar cred că e prea puțin și o să... Cum ți se pare această diferență? Să facem un podcast, o emisiune pe YouTube, da, și o emisiune la televizor, pentru că ai avut parte de multe emisiuni TV pe care le-ai prezentat, cu echipe, cu multe camere, cu oameni. Deci aici avem o echipă cu camere da. Și cu lumini profesionale da, și da. Cu oameni. Știi cum e? Una este la televizor și alta este când ești într-o atmosferă da. Așa creată de tine, mai da, relaxată, fără relaxată. Cenzură. Da, fără cenzură, avem voie să povestim orice și asta și vreau, ca invitații mei, o să vedeți că vineri acum la orele 20 o să fie invitată Cleopatra Stratan și ne povestește lucruri inedite din ce înseamnă să fii artist la 3 ani și să fii în cartea recordurilor.
cu cel mai tânăr artist, multe chestii frumoase. Vreau să te întreb așa. Deci din... o să fie invitați și din muzica pop și ușoară și din muzica noastră populară. Mă rog, hai, ți-ai făcut reclamă destul, gata, am înțeles cu toții. Trecem și nu la e reclamă, voi m-ați chemat să povestesc, să știți că n-am... Nu, eu te întreb acum, glumesc, valiștii, că sunt așa... Este și o reprofilare a ta către un lucru în care crezi în perspectivă că vei face și bani. Ai început să faci bani din acest... Nu e vorba de bani. Ba, este vorba până la urmă. La... Costă un podcast, ai zis că ai nu, o echipă. Sunt foarte mulți care câștigă... Avem un sponsor, asta vă spuneam. Avem câștigă un sponsor. Foarte bine din podcast. Dar este vorba de faptul că ușor, ușor, trebuie să recunoaștem că oamenii se duc spre online. Toată lumea dă drumul la YouTube, toată lumea ascultă. De exemplu, eu, dimineața când mă trezesc sau îmi beau cafeaua, nu dau neapărat drumul la televizor, dar pe YouTube ascult emisiuni sau ascult muzică. Deci lumea, vrem, nevrem, se duce spre zona asta și inclusiv oamenii de la noi, de la țară, au nepoți care le fac Facebook-uri. Cum zicea bătrână, mamă, mai aveți Facebook-uri știu, din astea. Știu, tu mă o colegi, dar eu vreau să te întreb dacă pe ți-am viitor... Te-am explicat, nu pentru bani. Dacă... Da, nu pentru bani se pot scoate bani, te gândești că la un moment dat o să poți să faci doar acest lucru. Nu, n-am cum să fac acest lucru pentru că... Cât costă o echipă, să zicem așa, aproximativ, pentru o emisiune din aceasta online? Un program la nuntă. Da, depinde de câte emisiuni faci pe zi, sunt mai multe lucruri. Depinde de câți oameni ai în echipă, depinde de invitații ți-i plătești, da, remunerații vin din dragoste din dragoste și plăcere pentru mine și bineînțeles că primesc produse de la Mircea Măcelaru, dar în rest din cum venim și noi la voi, ce noi ne voi ne plătiți, nu ne plătiți. Venim cu drag, uite, vin și cu buba la gură, numai de dragul vostru. Eu m-am gândit în primul rând pentru cei de acasă, dar pentru mine, recunosc pentru că peste ani de zile or să rămână aceste interviuri, aceste povești frumoase și când o să fiu eu bătrân, uite, și mă întâlnesc cu Ion Drăgan, dar care de ce o să fie... Dar spre Ion Drăgan? Care o să fie și el care e mai tânăr ca noi, să știi. Așa? O să stăm amândoi ca doi moșneci și ne uităm, uite, bă, ce povestea doamna Elena sau ce povestea cu tare artist. Păi, să vină și Ion Drăgan la un vine. Podcast, pentru că trebuie să ne... Am urmărit și m-am bucurat că ai făcut lucrul ăsta și cu chiar drag. Am văzut... mi-a plăcut acolo mâncarea, mălea care erau. Da, arată acolo foarte bine. Și nouă ne place mai ales atunci când Valentin Sanfira cântă. A venit la noi în emisiune, doamnelor, domnilor, ne-ați scris foarte multe doamne și domnișoare că îl iubiți pe Valentin Sanfira. Priviți, este la scena noastră, pregătiți să vă cânte tuturor. Anul ăsta m-am gândit să-mi pun dușmanii în rând, să-i întreb ce să le dau și cu mine ce tot au. Da, pun banii pe banii, să dau la dușmani, pe tot să-i împac și frați să-mi fac. Și pun banii pe banii, să dau la dușmani, pe tot să-i împac și frați să-mi fac. Dușmanii mei, văd că stați înghesuiți, dar ce să facă, sunteți mulți. Da, pun banii pe banii, să dau la dușmani, pe tot să-i împac și frați să-mi fac. Și pun bani pe bani, să dau la dușmani, pe tot să-i împac și frați să-mi fac. Mărând printre ei, găsi prieteni de-ai mei.
și le-am dat, dar cine știe or fi uitat. Da, pun banii pe bani, să dau la dușmani, pe toți să-i împac și frați să-mi fac. Și pun bani pe bani, să dau la dușmani, pe toți să-i împac și frați să-mi fac. Și socot bine, eu-s cel mai bogat din lume. Că știu viața s-o învârtesc și dușmanii mă iubesc. Da, pun banii pe banii, să dau la dușmani, pe toți să-i împac și frați să-mi fac. Și pun bani pe bani, să dau la dușmani, pe toți să-i împac și frați să-mi fac. Da, pun bani pe bani, să dau la dușmani, pe toți să-i împac și frați să-mi fac. Da, pun bani pe bani, să dau la dușmani, pe toți să-i împac și frați să-mi fac. Valentin Sanfira, vino repejor. Nu e premieră melodia asta? Ai mai cântat-o la noi? N-am mai cântat-o la voi. E premieră la noi. Stai că și ea locul nu poate să stea așa pe mijloc. Profil bun. Mi-am place așa, știi, să fie... Aolo, dar am simțit acolo... Nu aici am stat? Păi da, 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 i-ai spus așa. Ap, domnul Drăgan. Un pic de bătrânețe când te-ai așezat. Mă, ați început pe din astea, pe zânzănii. Pe asta mi-a zis și mama. Măi, ăștia de dimineață au început să bage ceartă între soliști. Doamne, dai mulțumim mamei tale că ne urmărești. Păi nu, rămâna, doamnă, vă urmărești și dacă aveți niște ponturi, trimiteți-le. Când vede că e de ceartă, schimbă. Că a zis că destul se ceartă ăștia la politică. Noi nu ne certăm. Dacă ne mai certăm și noi la folclor, nu? Nu ne-am certat niciodată. Deci nu mai băgați zânzănii din astea. Că ești de dimineață. Adică cum bagă poate dintre care. Bagă, da. Da, ca să întărâc de câini. Câinii, bravo. Ei, ai da. Văzut? Băi. Și când deschizi poarta nu se mai latră da, niciunul. Deci melodia este nouă. Melodia este nouă, anul ăsta m-am gândit. Așa, te-ai așezat acolo ca să bag eu zânzanii mai așa? Departe. Și le mulțumesc celor de acasă că ne ascultă. Am înregistrat acest album de pe care află și melodia asta cu maestru Nicolae Botgros, Orchestra Lăutarii din Chișinău. M-a ajutat la orchestrație maestru Cristiano Brejan, dar și Cornel Botgros și le mulțumesc din toată inima mea că ești un material foarte frumos. Să ne-l dai și nouă. Perfect. Noi zâzâim în continuare pentru că... Cu surprize. Așa, da, cu surprize, doamnelor și domnilor. Ca... Să nu zică mama lui Valentin Sanfira că nu zâzâim. Nu, să zică lumea că noi avem surprize frumoase. Mergem înainte cu muzică, doamnelor și domnilor. La scena noastră este o doamnă de poveste, un om deosebit, doamna Mariana Stănescu-Verman. Muzica. Gândurile mă dobor.
Bravo! Doamna Maria Stănescu Verman, doamnelor și domnilor, la Matinal și Popular. Să rămână, doamnă, și bine ați revenit pe la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit și la mulți ani tuturor prietenilor noștri, pentru că anul acesta nu ne-am văzut. La așa mulți că ani. Le spun tuturor la mulți ani să aibă parte de un an foarte, foarte, foarte bun. Am așa avut să se rău destul, ne-au ajuns. Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Să se adune. Da. Și ne-am adunat așa între prieteni în această dimineață. Ce mai faceți? Cum vă este? Uite, am avut bucuria să fiu puțin acasă la Oradea. Am venit normal dimineața, seara am intrat în emisie. Acum ce să fac? Fac și eu ce face toată lumea. Vreau să zic că sunt bine, dacă Dumnezeu îți dă sănătate și ceva ce să pui pe masă, parcă zici că totuși e bine. De când, de câți ani faceți această meserie la radio? Și vreau să le spuneți dumneavoastră telespectatorilor, ce faceți la radio? Spun ce fac la radio. Din anul acesta, pe data de 17 ianuarie, am intrat în anul 20 de radio. Mulțumesc. 20 de radio. Da, mersi, da. Așa, de 2 ani și aproape 3 ani sunt și tânăr pensionar, să zic așa, și poftim? Poftim, da, așa este, tânăr pensionar. Mai mult de atât, în timpul acesta am realizat foarte multe emisiuni, printre care l-a dat Dezestre, muzica românilor, de prin lumea adunate, dedicații muzicale cu inima deschisă, la Școala Vieții. Nici nu mai știu, că atâtea o au trecut. O carieră impresionantă. Da, da. Și am multe registre la radio, munca mea personală. Și după atâția ani de muncă... Tânără pensionară, normal, așa zic. Cum stați cu pensia? Mulțumită, nemulțumită? Nu vreau, după publicitate. Intrăm bine, într-o scurtă rămâne. Pauză de publicitate și vă ținem așa în suspans, doamnelor și domnilor. Revenim cu pensiile prietenilor noștri care până la urmă ne fac mai fericiți. Rămâneți cu noi. Doamnelor, domnilor, am revenit, suntem alături de dumneavoastră, vă citim și mesajele, vă mulțumim din suflet pentru că ne trimiteți foarte multe mesaje în fiecare zi și pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Popular, dar și pe Instagram. Nu vrem să vă rămânem datori, discutam înainte de pauza de publicitate cu doamna Mariana Stănescu Verman, după o viață de muncă, după o activitate așa impresionantă. A venit momentul pensionării și întrebarea noastră era dacă pensia e bună, dacă sunteți mulțumită. Să știi că nu sunt foarte mulțumită și cred că acest lucru îl spun toți dacă sunt întrebați. De ce? Pentru că după 40 de ani de muncă să ieși la pensie cu 1400 mi se pare degradant. Foarte puțin. 1400 de euro? He, he, ce bine ar fi. R-O-N. Cred că tu ai vise frumoase în lumea asta. O să vezi, Ioane, că și tu ești la ansamblu și cam pe aici ești. Așa. S-a mai mărit cu vreo 10%, s-a făcut 1600, s-a mai mărit cu vreo 10%, s-a făcut 1800, dar norocul meu că pot să-mi completez această mică pensie cu acea indemnizație de la ucimier. Ucimier, da. Și hai să le explicăm și adică telespectatorilor 50% din ce înseamnă această indemnizație, pentru că trebuie să înțeleagă și telespectatorii. Și cred că sunt foarte mulți artiști care nu știu aceste care lucruri. Nu știu. Hai să le spunem înainte de toate ce înseamnă ucimier. Este o instituție care ține de Credidam, adică acea societate care se ocupă de strângerea drepturilor de autor, în funcție de activitatea ta de la început, că fiecare a început să cânte, să înceapă să cânte la un moment dat, da? Uh-huh. Că ești foarte tânăr, că ești mai puțin tânăr, dacă dovedești că ai avut activitate, eu am avut și am fost și la ARIA și plăteam anual taxe și impozite la ARIA pentru a ne strânge bănuți pentru pensie. N-am știut noi că vine revoluția, că ce se va întâmpla, dar de acolo totuși mai beneficiam de o indemnizație. Și acum s-a înființat pe lângă Credidam această instituție care nu face altceva decât să ia în considerare activitatea fiecărui artist în parte. Trebuie să dovedești că ai fost angajat sau că ai fost colaborator. Artiștii cotizează pentru această indemnizație pe care o primesc la momentul pensionării? Da, pentru că noi tot timpul am contribuit cu una din drepturile de autor și pe vremuri când aveam spectacole cu filarmonicile și așa, se cotiza la orice venit suplimentar față de serviciu pe care l-aveai tu inițial, plăteai la eveniment o taxă și se strângea la ARIA. Dar nu mai este, cei care erau
colaboratori sau care aveau carnet de artist sau de liber profesionist sau profesionist sau cum era acolo fiecare după calitatea lui de artist, s-au adunat niște fonduri și iată că s-a încercat a mări pensiile celor care au venituri mici, chiar dacă au fost artiști o viață, mulți au fost angajați, alții au fost liberi profesioniști. Da. Și atunci s-au adunat acești ani, a trebuit să vii cu dovezi că într-adevăr ai fost. Că pe la începutul începutului își cerea tot fel de diplome, își cerea afișe, își cerea, eu știu, repertoriu. Cât a evoluat UCIMIR, de fapt, este Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, care este normal. Trebuie să ai și o diplomă sau un atestat de artist, de cântăreț, de, cu care să te duci acolo, un liceu de muzică, conservatorul, școală populară de arte. Nu toată lumea poate să aibă, de exemplu, cei care au făcut muzică lutărească prin restaurante, dar pot dovedi că au lucrat acolo foarte mulți ani, minim 10 ani. Și care este cota parte? 50% din pensia pe care tu o iei în fiecare lună, pensia ta. 50% din pensia ta. Da. Eu pot, fiindcă am lucrat și în televiziune, să iau și de... Aș fi putut, dacă nu mergeam la UCIMIR, puteam să merg la Uniunea Ziariștilor din România, pentru că am aproape 20 de ani de activitate la microfon, în presa vorbită. Și atunci, eu am zis, mă duc prima dată la artiști. Dacă, Doamne, vrește să se întâmplă ceva, pot să mă duc și în partea cealaltă, știi? Am această alternativă care nu este rea deloc. Uite, ei sunt mai tineri așa. Faptul că sunt profesioniști, sunt încadrați cu carte de muncă la o instituție unde chiar practic această, să-i zic, meserie de artist, când interprete cât e popular, ușoară, nu mai contează, va beneficia dacă are 10 ani de activitate pe cartea de muncă, direct să intre să-și ia drepturile de indemnizație. De-abia așteptăm să mai discutăm despre toate acestea și mai ales să discutăm cum un artist, după 40 de ani de carieră, reușește să-și mențină decența astăzi în România. Și vreau răspunsul de la dumneavoastră, dar nu înainte de a-l asculta pe Ion Drăgan. Ioane! Ioane, îți mulțumim tare mult că în această dimineață ne-ai vizitat. Te pupăm cu drag, să ai o zi frumoasă, să fii sănătos. Te așteaptă trenul în gara, am înțeles. Ion Drăgan ne cântă! Țin-te-o, mai iubilenuța, și nu mai veni la moară, că mă răzor la primăvară, mă-nvoi pe arătură, dar inima nu se-ndură, negurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea, blestemasă fie neamul, ci s-o cunona cu banul, blestemasă fie neamul, ci s-o cunona cu banul. Amară, mă însurai cu o mărioară și umblai prin sara nebun, să nu văd omul pe drum, mă-nvoi pe arătură, dar inima nu se-ndură, negurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea, blestemasă fie neamul, ci s-o cunona cu banul, blestemasă fie neamul, ci s-o cunona cu banul. În afară, hai mândruț-o până la mine, că am ajuns un dor de tine, mă-nvoi pe arătură, dar inima nu se-ndură, negurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea, blestemasă fie neamul, ci s-o cunona cu banul, blestemasă fie neamul, ci s-o cunona cu banul, mă-nvoi pe arătură, dar inima nu se-ndură, negurată-i dragostea, niciuna
nu e ca ea. Blestema să fie neamu, ci s-o cun una cu banu. Blestema să fie neamu, ci s-o cun una cu banu. Dragi prieteni, suntem alături de oameni minunați, oameni extraordinari și am rămas datori cu un răspuns către telespectatori, dar și către noi, doamna Mariana, despre cum putem trăi decent după 40 de ani de activitate și cu o pensie care poate de multe ori nici nu știm cum ne este calculată, pentru că bănuiesc lucrând și în radio și înainte și artist și așa mai departe, cu toții am cotizat și ne-ați povestit mai devreme că ați cotizat și pe vremea celuilalt regim care a fost înainte și pe această vreme și totuși aveți o pensie foarte mică. Da, așa este. La un moment dat eu am lucrat într-o instituție mare în Oradea și am avut salariu foarte mare, între 5.000 și 15.000 de lei. Deci ceea ce însemna mai mult. Pe vremea lui Ceaușescu. Da. Ceea ce însemna extraordinar. Cât era de mult. Un salariu mediu, 2.200-2.300. Acolo deci era un salariu mediu 2.200. Cu care deci făceai salariu ceva, Lavi? Da. Făceai ceva? Eu lucram la creație, la o fabrică de păpuși și jucării și covoare persane și mă rog, și lucram în creație și salariul meu, că se dădeau categorii, se dădea trepte, mă rog, tot felul de, să zic, niște compensații, da. Și atunci am lucrat vreo 3 ani de zile pentru Casa Poporului, la pentru cabinetul 1 și 2 am făcut goblenuri, tapiserie în goblen. Și aveam un salariu foarte mare. Și acum când s-a făcut, mă rog, când s-a dat dosarul pentru pensie, nu mi-a luat ceea ce am câștigat și contribuția mea la 15, la 5.000, ce mi-a luat contribuția la 2.265, că atât am avut ultimul salariu până în Revoluție. Și atunci, normal, cotizațiile erau foarte mari, dar ei nu mai luau în considerare ce ai făcut peste. Și nici sporurile. Nici, nu, asta niciodată. Niciodată nu s-a luat. S-a luat salariul din cartea de muncă și atât. La, mi se pare foarte la acel ciudat se făcea, calculul acesta. Uite, m-am dus acasă la Oradea și am trecut pe la fete pe acolo, pe la fabrică și dați-mi și mie, zic, pentru că în anumiți ani am avut alt venit. La venitul ăla nu s-a făcut impozitarea pe 2200, s-a făcut pe 5.000, pe 14 și pe 15 și cât a fost acolo. Deci totuși, până la urmă, nu e corect. Că eu am beneficiat. Ați mers să vă interesați? Da, și nu mi-a dat să nimeni. Să se facă o recalculare, am poate fost, s-a greșit. Am fost. Mai mult de atât, uite, soțul meu a fost directorul radioului, da? Și a avut un venit mare, o cotizație mare la bugetul de stat pentru pensii, nu? Păi acum dăm jumate din salariu la bugetul de stat. Când a ieșit el în 2005, a ieșit cu 2000 de lei. S-a dus, a cerut recalculare, i-a mai pus 1000. S-a mai dus odată, a mai cerut recalculare, i-a mai pus 1000. Băi, nu așa se face calculul. Da, mi se pare pensii uneori că parcă sunt făcute așa din ochi. Da, hai că a venit omul la noi, s-a prins sau de niște chestii, hai să-i mai punem ceva. Da. Nu știu, ar trebui să fie o formulă de calcul stabilită de la început pentru toată lumea, păi da, dar în funcție de anii de muncă, de sporuri, de vechime, de... Nu se pune și nu se ia în considerare și spun și de ce. Deci dacă în anii 90, fiecare, știi, în funcție de vârstă au ieșit la pensie oamenii, da? A fost un alt, la punctul respectiv, a fost o anumită sumă. Și s-a calculat pensia la valoarea sumei punctului de pensie. Între timp s-a mărit. Niciodată nu s-a făcut recalcularea celor care au ieșit mai înainte cu venit mai mic. Ăștia lați care ieșeau mai târziu și cu venitul, punctul de pensie a fost mai mare, normal că a ieșit cu pensie mai mare. În timp iar au mai mărit un pic punctul de pensie, ăia tot acolo au rămas, cu pensia mică, chiar dacă au 40-50 de ani de vechime, înțelegi? Niciodată n-au făcut recalcularea pentru toți pensionare la același punctaj. Din cauza asta sunt diferențele mari de pensie. Că ei tot vorbesc de pensie, că se fac recalculări. La ce faci recalculare? Că dacă ai schimbat punctul de pensie, din start îi făceai din luna respectivă și lui la punctul de pensie care era actualmente. Nu... Și cine să facă aceste calcule? Pentru că am înțeles angajații, că nu noi. Nu există angajați, pentru că am văzut la un moment dat la televizor că sunt foarte mulți români plecați în străinătate după 90, care da, au lucrat corect înainte de 90 în România și au venit să-și ia pensie, pensiile da, și se lucrează dosarele lor de un an, doi de și chiar 10, trei și ani. Da, și tot da, nu au primit nicio pensie după ani de muncă.
nu mai lucrează nici în străinătate, nu mai lucrează dar nici în România. Dar oare din ce trăiesc oamenii aceștia? Și oare din ce trăiesc? Bravo! Din acolo ce? Voiam. Uite, dar generația tânără. La copii, la da. Prieteni, uite, la familie. Vali, te-ai gândit vreodată vrei ce se va întâmpla? Vreți să vă băgați în depresie de la 30 nu vreau, de ani? Nu vreau, tocmai. Nu da, și de ce te-am văzut cu mințel și asta înseamnă că discuția noastră te-a pus pe gânduri și mi se pare normal să ne gândim și noi, să știm ce ne așteaptă dacă și poate facem emisiuni, ceva mai în vreau sensul să îmbătrânesc. Ăsta. Ai făcut ceva în sensul ăsta, Vali? Vei ieși la pensie? Ai o carte de muncă? Privat, să dea Dumnezeu să fie sănătos, să poată să vădă că vei ieși. Lăsați-mă să trăiesc viața, sunt tânăr, am soția tânără, să ne bucurăm, să facem copii. Și auzi, dar în ce ți investești tu banii? Investești în imobiliare, investești în ceva? În ciorap de lână. Da, fac niște ciorap de lână. Și bagă banii la ciorap. Așa, și banii bagă în ciorap. După ce a croșetat, Valentin? Mă gândesc că face business. Eu mă gândesc deja. Eu când am aceste discuții, mă gândesc, mă, eu voi ieși la pensie cu ce? Păi da, tu ești mai aproape, nu te supăra. Doamne ajută! Știi eu vreau cum... să schimbăm un pic subiectul, să fim mai veseli, pentru că, într-adevăr, nu le rezolvăm noi aici. Nu le rezolvăm. Noi dăm din gură, ei nici nu ne aud, că nu se uită pe ăștia, dor la ura aia. Ăștia care fac punctele de pensii. Nu mă interesează cine ne aude. Noi, ca oameni, trebuie să știm și să fim informați, să știm ce avem și de făcut. Cerem, da. Și să ne cerem și drepturile. Că n-ai mai fost de mult la un ghișeu. Să vezi. La toate am fost. Așa. Crede-mă, sunt maestru. Imediat. Vreau să le spun celor de acasă să fie vesel, să se bucure de ce au și să fie mai atenți la următoarele alegeri. Că noi suntem de vină pentru ce trăim. Nu e nimeni de vină. Nu sunt nici americani, nici ruși, nici nemți. Bravo, 10. Noi suntem. Și eu și consider că... la fel că noi suntem de vină. Da. Și dar vă mai spun o treabă. Noi eram la țară trei băieți, tata era pe șantier și mama acasă cu noi. Dar nu ne lipsea din curte 4-5 porci, creșteam vaci, viței, oi. Păi vindeam la târg. Dacă acum te obligă să nu mai ai îmbătătura animală. Nu-i obligă, nici nu prea mai dar noi care stăm, stăm la bloc și în garsoniere. Și nu aveam timp. Dacă pe balcon. Porcii și găinile, că le cumpărăm. Vrei să spun ceva? Mă duc în satul meu și sunt la țară, cum zicem noi, o goare bune de făcut pământ. Nu și nu le mai lucrează nimeni. Și apropo de viței și de porci și de toate astea, iertați-mă, fac o paranteză, că suntem oameni, vorbim. Vorbeam cu taică meu de câteva luni de zile. Dom'le, vreau să cumpăr și eu de la cineva un vițel, o pulpă, și o jumătate. Nu găsești, nu mai crește lumea animale. N-ai de la cine să cumperi un porc. Fii atent, are dreptate la Vinia. Ne trimitea mama cu, voi știți ce e aia cu o tigă, nu știu dacă știți, carul ăla de lemn cu două roți, da? Da. Închis așa. Și punea purcii acolo, plecam la două noaptea și ne duceam la grădiște și vindeam purcii și tot ne gospodăream. Nu aveam venituri. Tata avea un salariu foarte mic, foarte mic. Și se mai făcea și troc între oameni. Și nu, vindeam și munceam. Dar nu era o rușine să muncești. Mie mi se pare că nouă nu ne mai place munca. Bravo. Și la noi, la artiști, e foarte greu. Ne vedeți la televizor, aranjați, frumoși. Dar câte nopți nedormite, cât stres. Și câtă investiție. De câte ori nu era să murim noaptea și câți n-au murit, pentru că alergăm. Vorbim cu poliții și domne, lasă-mă, că am o cântare, un eveniment. Te așteaptă omul să fii și când tu apari, nu ești ca la birou, stai supărat, poți să dai acolo în tastatură. Da, n-ai chefaz. Trebuie să fii vesel, să bucuri lumea. Fiecare meserie e frumoasă în felul ei și grea, dar eu consider că omul care muncește nu există să n-aibă ce să pună pe masă. Noi dacă n-aveam pâine, făceam mama o turtă, tăiam un pui, o mămăligă, tăiam un pui din curte. Cu tot ce spui tu, dar, n-aveam de dimineața până seara timp să ne jucăm. Sunt de acord. Aici voiam să ajung. În momentul în care dacă noi nu ne asigurăm de acum, ce o să facem când vom ieși la pensie? Trebuie să te asiguri. Cum ne asigurăm? Nu trebuie să ne văităm, Doamne ferește, niciodată nu m-am văitat. Noi câștigăm bănuți frumoși. Plătim și la stat foarte mult, că din păcate asta este. În România jumate iei tu și jumate asta. Trei sferturi, nu jumate. Așa. Am zis să fie bine. Și, dar nu există cântăreț bun, lăutar, să nu-și câștige un ban cinstit și să n-aibă ceva la bătrânețe. Nu există. Înseamnă că i-a păpat când a fost tânăr. Există. Există, Valentin. Au fost sunt și pe la noi pe aici, cazuri. Pe turcoazită. Înseamnă că atunci când au făcut sunt bani... Sunt foarte multe cazuri. Da? S-au gândit și la vremuri grele. S-au dus, s-au distrat, s-au... Păi cine mai e ca mine? Nu e așa. În viață trebuie să fii așa este, gospodar. Valentin. Da?
Și eu aș vrea să stau în America acum, să mă distrez, să pe iahtă, să mă plimb, să fac una așa cu... Dar te gândești... Nevastă mea să-i dea cu ceva în cap, de ce-i faci cu bambusul lui bărbatul. Corect, bravo. Dar stau și mă văd limita mea. Cât stai am, și faci un podcast, mai câștigi un bani de pe YouTube. Stau la emisiuni, mă duc, fac cântece, mereu vin. La vârsta mea am 130 de imprimări, minim, da? Puse pe CD-uri, făcute cu orchestre mari, bani strânși din evenimente. Orchestrele din afară sunt foarte scumpe. Adică am investit și investesc în munca mea. Și așa în calitate dacă, totodată, și pentru în calitate, că tu scoți muzică de calitate. Și eu aș putea acum să scot niște trap manele, da, că am prieteni, și mă duc în studio să scot, să fac bani foarte mulți. Și de ce nu o faci? Și nu fac pentru că aici, așa cum spunea și doamna noastră scumpă, demnitatea mea, dacă eu așa am plecat cu folclorul meu de la țară, de la Dănciulești, am crescut în Doina Gorjului, așa vreau să merg. Cât o merge? A, că nu câștig mii de euro cum câștigă unii de la muzica ușoară sau de la muzica asta care acum pe val. Într-adevăr, dar sunt mulțumit că acolo unde merg, publicul mă respectă, mă iubește și cât suntem noi, generația asta, trebuie să ducem mai departe ce au lăsat cei din urmă. Și apropo altfel... de cei din urmă și de respect, vrem să-l salutăm pe maestrul Ion Ghițulescu. Știm că ne urmărește în fiecare dimineață și a avut un rol important în cariera ta, da, la început. Într-adevăr, și nu numai. Am colaborat și cu Maria Loga, directorul nostru, Gheorghe Porumbel, care m-a ajutat enorm de mult. Îi salutăm pe toți. Președintele Consiliului Județean de la vremea aia, domnul Ion Călinoiu, care... așa cu domnul Ghițulescu au vorbit și au zis copilul ăsta, eu la 17 ani eram la Doina Gorjului, la 18 ani mi-au făcut carte de muncă, dar am muncit. Nea Ion Ghițulescu știe. Cartea ta de muncă merge și astăzi? Merge și a mers de multe ori și în două părți. Merge singură sau... O plătesc foarte mult. Da. Plătesc bani la stat și îmi plătesc și la sănătate, am contabilă, îmi plătesc, adică Trebuie să avem grijă de normal. Viitorul nostru. Exact, mai ales despre asta vorbeam. Nu vreau să dau nimeni, dar din păcate și eu am văzut artiști aici care s-au văitat la voi, care cu ani în urmă au fost în vogă. Fost pe val. Au avut cântări foarte multe. Acum și eu sunt, nu știu pe care val, pe ăla din spate, pe ăla din față, vine valul și-mi ia calul. Dar atâta cât sunt... De vreo 3 ani, 2 ani tot în valuri stăm. Poate mâine nu mai sunt. Ce fac? Nu am pe ce să pun mâna. Poate te îmbolnăvești. Sau poate nu mai poți să gândi. Doamne ferește. Este foarte greu. Dar punem și rău înainte, nu totdeauna binele. Da. Uite, eu în august acum am avut, slavă Domnului și mulțumesc publicului, că mă cheamă la evenimente, la anunțe, am foarte multe. Și când alerg și de la stres, am avut într-un weekend de vineri până și spectacole și nunți, mă rog, și alergătură. Și știi că te urci. Te duci pe scenă, cânti la nuntă între oameni, transpiri și când ieși afară în frig sau așa, te trage curentul. Și vreau să spun că o săptămână că am rămăsesem fără voce și m-am speriat, mai să fac depresie. Dar mi-am revenit, Dumnezeu m-a ajutat. Și atunci trebuie să ai, să-ți pui bănuții deoparte, să știi ce faci. Și întotdeauna să ai alternative, niciodată. Uite, eu fac podcast-uri, pot să fac, am făcut televiziune. Veneam dimineața la 5 de la nuntă și la 7 venea mașina, maxim 8, să mă ia către Prima TV. Și eram, îmi puneau picături din astea... Lacrimi artificiale. Așa, că aveam ochii prea roșii și aveam o emisiune pe care o trăgeam la 9 dimineața, dar se dădea seara. Și trebuia să par dormit și fresh. Oamenii nu știu lucrul ăsta, făceam 3 emisiuni pe zi. Ajungeam la 8 și plecam la 8 seara. Fiecare dintre noi facem tot ceea ce putem. Și atunci asta vă spun, dragii mei, dacă munciți și vă respectați munca, cu siguranță vor fi și câștiguri. Oricum, la cineva și la un moment dat... Dumnezeu are grijă. Să știi tu că e o vorbă și în Biblie și sunt niște pasaje foarte interesante. Păsările cerului n-au nici casă, n-au nici hambarele pline. Dar Dumnezeu rânduiește ca în fiecare zi să aibă unde să doarmă și eu ce să mănânce. Eu știu una și mai bună. La barza chioară Dumnezeu îi face cuib. Exact. Stai liniștit că Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi, iar noi avem grijă să vă oferim și muzică bună și frumoasă. Doamna Mariana Stănescu-Verman este la scenă. Să ne bucurăm de muzică. Mâna mea și draga mea, măi, la 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 la.
Să-mi dai o pâine când nimeni nu-mi dădea. M-a învățat viața să nu mă mai plâng, dacă vine greul de el să nu fug. Și-a mers mai departe, singurele pe toate mi le-am dus în spate. Nu mă judeca dacă nu mă știi, vezi de drumul tău oricine ai fi. Că n-ai fost cu mine să-mi ștergi lacrima, sau să-mi dai o pâine când nimeni nu-mi dădea. De munte am trăit în viață și-am pătimit multe. Dacă am fost sărat, am muncit să adun,
n-am cerut la nimeni și-am rămas om bun. Nu mă judeca dacă nu mă știi, vezi de drumul tău oricine ai fi. Când ai fost cu mine să-mi ștergi lacrima sau să-mi dai o pâine când nimeni nu-mi dădea. Și domnilor, am revenit. Ce bine că am revenit. Știm că v-a fost tare dor de noi. Uite așa, repejor, repejor, trece timpul, s-a dus și pauza de publicitate. Bine, și am revenit cu prietenii noștri aici pe Turcoazică. Valentine, dusești microfonul la gurică. Bine zi. Că a trecut, că eu am cumpărat vreo două, trei răsătoare. Știi că și eu am două, dar sunt roșii. Da, roșii? La fel. Da. Păi la așa ofertă. Am vrut e să rad merele astea, dar butaforie. Da, dar stai liniștit că unii au mușcat din butaforie. Da, nu și-au lăsat dințișorii, amprenta, nu? Da. Da, da, și-au lăsat amprenta pe ele, nu știu dacă ăsta, dar este unul cu siguranță în care putem să mergem. Eu nu pot să mușc, nici nu pot să râd prea tare, că am o bubiță la gură, dar vă promit că vin săptămâna viitoare. Ce ți-a zis ție mama ta? Ce ți-a zis? Vezi că s-a văzut herpesul la televizor. Să rămână, doamnă, să fiți sănătoasă, nu să mai fiți iubită. Nu mai că am plecat la piață să ia lapte, nu mai. Nu? Nu mai. Mi-a zis mai intri că mă duc la piață să-mi iau lapte, că nu mai da. Mama... Auzi, dar leacuri băbești pentru tot felul de trucuri. Aveți? Adică cu usturoi, cu lapte. Aveam cu... când eram, dar nu, tot așa trecea. Când... S-a modernizat. Știi cum e, noi credeam că de la aia, dar ea trecea că când a evoluat treaba. Medicina. Înainte era empirică, acum este performantă. Și aia... Epidica era mai bună decât asta la altă. Știi că se făceau toate din plante, cu untură de porc, suport da. Pentru creme și așa mai departe. Și erau mult mai sănătoase și mai bune decât toate produsele astea chimice, că sunt făcute din da, combinații. Da, noi din tabelul lui Mendeleev. Așa, din cele acuri. Tabelul lui Mendeleev. Tabelul lui Mendeleev este peste tot. Eu zic așa, nu cântam. Fii atent, până ne spui tu ce leacuri folosești aici, să-ți treacă, am auzit că pleci undeva. Și vreau să-mi aduci cadou neapărat. Deci plec în Spania, la Madrid, pe 12 sunt în două locații. Căutați pe Facebook, prietenii mei. Abia aștept să mă întâlnesc. Când pleci în Spania? Pe 12 februarie sunt acolo, de ziua îndrăgostiților. Și câte zile stai? Păi nu stau, că vin acasă, că mai am treabă și cântări și podcast. Și avem și nu, proiectul. Nu, vreau să te întreb dacă ai timp și de shopping în perioada n-am, asta. Te duci și vii și pleci. Și nici bani, n-am. Codruța nu... A fost pe buget limitat. Codruța nu marjează la shopping? Așa sunt femeile până la urmă. Da, dar să știi că nevasta mea nu cheltuie foarte mulți bani. Da. Da, bravo, e foarte auzi, atentă. Dacă ai de toate, de ce să dai bani inutil și să... Exact. Da. Păi așa, dacă te duci și cumperi tot felul de nebunii. Nu, cumpărăm lucruri de calitate, care avem nevoie, haine cât ne trebuie și de calitate și atât. Ce dai banii? Așa, dacă te duci, dai banii pe toate nebunile. Și dar vreau să le... Acum tu pleci... Ca tot vorbirea mai devreme, dar că tu unde pleci, Florine? Așa, Valentine, mulțumesc. Eu... legătura de pătrunjel. Vreau să-i salut și eu pe toți românii din Londra și să le spun că pe data de 13 februarie voi fi alături de Jenny Nicola, Cornelia Tică, Viorel Popovici la Plaiuri Bucovinene, unde se organizează o seară frumoasă, așa că vă așteptăm cu mare plăcere. O să le povestească mâine Jenny, pentru că o avem aici la Matinal și Populari. Londonezilor, how are you, Nicolau? Să mă cheme și pe mine la Londra, că uite, puteam să zbor de la Spania direct acolo. Dar despre noi ce mai ziceți? Pe noi nu l-ai luat și pe noi în weekend, pe nicăieri. Doamna Mariana, unde plecăm și noi în weekend? Ce călătorie? La Sovata, că am fost noi acum. Auzi, mai facem acum nu mai facem copii. Să mergem la Sovata. Păi la salina de sare e foarte bună pentru gât, pentru organe, pentru plămâni. Dar de ce să nu mă duc la Slănii Prahova, că e mai aproape? Aia e mai aproape, nu, da. Vezi? Da. Unde îi trimitem în weekend pe români, doamna Mariana? Ce le propuneți dumneavoastră cei în weekend? Cei de la munte la mare, cei de la mare la munte. Vreau să se obișnuiască. Și pentru noi, cei din București? Noi la un spa. Vă duceți pe Valea Prahovei? La un relaș. Da, să stai într-o aglomerație de 7 ore. Atunci trebuie să așteptați până se face șoseaua aia suspendată, să ajungeți repede, să nu faceți două zile până acolo și încă două înapoi. Auzi, pe vânăzine aici. E și ieftin în timpul săptămânii. Noi, fii atent, noi prindem cele mai, de obicei, concediile de Paște, de Crăciun și luna august.
când sunt prețurile așa cele mai mari, în weekendurile... La ce salarii aveți aici la Edno? Da, adevărul ăsta e, dar timpul săptămânii nu putem să mergem. Uite, nici nu pot să râd, mă doare. De ce mă râd? Avem niște salarii foarte... Mă doare buba și pe de crapă. Dar vreau să-i salut încă o dată pe prietenii mei, să le mulțumesc tare mult și trebuie să spun, chiar dacă îmi dați voi, chiar dacă nu, că avem un proiect foarte frumos și la colegii de la Antena 1. În fiecare vineri avem Dragoste și Aventură împreună cu Cotruța. Tocmai de asta nu ne-am opus, că știam da. Că... Și că tot spui, că tot spun. Și vreau să le mulțumesc din suflet și eu și toată echipa și Codruța vă pupă pentru că am fost lider de audiență și să ne, vă uitați și vinerea asta, dar după ce vă uitați la 4 și un sfert pe la fileu mi-ai dat-o pe asta cu lider. Și vă noi suntem lideri de audiență în fiecare dimineață. Oameni buni, așa că stați cu noi de la ora 8 la 11 și vrei să spun ceva, Valentin? Trebuie să zi. Niciodată nu mi-am dat seama de ce de la o televiziune la alta nu putem vorbi de unii despre alții. Dar să vorbim, așa, fraților, să ne lăudăm, pentru poate? Că publicul alege la și publicul ne alege pe noi. Publicul ne alege pe noi, asta aveam e clar. Aveam o problemă, de exemplu, când eram, când aveam contract cu Prima, contract, mă chemau la anumite televiziuni, la, uite, la Pro TV, dar ai cu Prima, nu putem. La canal mă duceam, dar tu încă ești la Prima acolo. Păi stai mă un pic, că eu acolo îmi fac o treabă și aici când? Eu trebuie să fiu peste tot, știi? Nici acum n-am semnat exclusivitate, nici eu, nici Codruța, pentru că noi trebuie ești să artist mergem peste până tot. La urmă. Normal. Eu nici nu înțeleg ce înseamnă asta exclusivitate. Nu-l văd pe ăla decât acolo. Ai, oameni sau buni. Sau nu vii la emisiunea suntem... voastră dacă vine dacă... ălălalt. Da, a, da. Asta, a. Am prins-o și eu, da. Am hai să fugă auzi? Cu ața. Să nu aveți voi o emisiune să povestesc eu când am fost și interzis aici la Edno TV. Ia povestesc. Ai făcut ceva dacă exclusivitate, oameni buni, chiar acum. Valentin am fost Zafira. Ca doamna Irina Login pe vremea lui Ceaușescu. Așa. Ia povestește-ne de ce ai fost interviu. Nu contează. Lasă să fie. Sunt niște colegi mai mari, cântăreți mai mari. Au avut grijă să pună niște vorbe bune pe vremea când era director Adriana Bahmuțeanu. Și am fost interzis aproape 2 ani. Da. Și eram aici, aveam, îmi făceau colegii poze, aveam hârtie. Eram interzis, ziceai că sunt din ăsta, din Afganistan. Puneam bombe. Culmea culmilor. Da. Te-ai ambiționat, după care ai revenit și ai avut și emisiune. Și am avut și salariu, vorba. Adică... Mi-am mai luat și locul prin alte emisiuni, dacă mai știu bine aminte. La nu microfon, Florin, nu mai ai la valiera. Nu mai ai la valiera. Nu știu de-ai ascuns-o. Ai plecat cu ea, ai băgat-o? Da, ai să fie sănătos. Am luat-o acasă. Să fie sănătos. Da. Eu n-am blestemat niciodată în viața mea, no. Da? No. Deci ascultă, să știți un singur lucru. Cuibu de viesp. N-am... Că eu nu sunt de la. Dacă... Dar praful și pulberea da, să da, aleagă. Da, 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 da. Cu Dumnezeu să o odihnească da. Cu... Doamne, doamne, ce cu film Tamara extraordinar. Buceanu, doamne. Și cu siguranță o să-l vedem și noi la un moment dat aici la Edno. Îmi place că Edno TV difuzează, am și filme și știri foarte bine. Să vadă, pentru că sunt foarte mulți oameni de la țară, oameni din lumea satului, care vor să vadă și filme vechi, adevărate românești, care nu se mai dau, sau se dau foarte rar pe alte posturi și vă felicit din suflet. Și dacă mai aveți nevoie de mine, mai vin. Facem un podcast la Edno. Da, da. Acum, pe pauza de publicitate, îi mai luăm un interviu. Da, mai dădea și de mâncare. Mai face, mai... Astăzi n-avem mâncare. Făcea nu și voi ceva nimerit, acum. Dar... Ce ai păstărăcie ce-ți fac? Mi-ați dat o cafea, a băut-o Drăgan. Fost... Revenim și cu cafeaua, revenim după publicitate. Stați cu noi. Nu plecați că...
Bravo! Doamna Mariana Stănescu Verman, vă așteptăm alături de noi, pentru că discuția era foarte interesantă. Ce ne povesteai tu, Valentin Sanfira? Pe unde mai pleci în perioada asta? Salută-ți fanii, fanele, pe toată lumea. Eu am prieteni, oameni care iubesc muzica populară. Asta cu fan e un curier, atât. Știi că te sună? Sunteți fan. Lasă, lasă, nu fii modest, pentru că toate doamnele ne-au scris în această dimineață. Nici nu te-ai uitat. Uite, chiar să intri, nu fii atent. Te rog frumos să te uiți. Te provocăm să intri pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Popular, și vei vedea că de fiecare dată, da? Când vine emisiunea noastră, mulțumesc din oamenii îți transmit salutări și se bucură de... Etno TV, da? Sau pe Matinal. Matinal și Popular. Ta. Și pentru fiecare în parte, pentru fiecare invitat. Să rămână, eu iubesc din suflet și le mulțumesc pentru tot ceea ce sunt astăzi. Pentru că fără public, uite, mi-aduc aminte de perioada când eram interzis, bă, zici că am trăit pe vremea lui Ceaușescu. Și vreau să spun că primeau scrisori la ansamblu. Ce se întâmplă cu copilul, domnul director Porumbel? Toate doamnele și fanele tale, de fapt, te-au văzut ca pe un copil care ai crescut în fața lor și e foarte important acest lucru. Da. Și este și normal. Am zis tot copil și mie îmi place. Și este foarte bine. Am primit mesaje și pentru doamna Mariana Stănescu Verman. Lumea vă apreciază și ne-a spus să vă invităm mai des, să veniți mai des pe la noi, pentru că sunteți un om minunat și vă mulțumim pentru că în această dimineață ne-ați deschis ochii și nouă și telespectatorilor, dar și artiștilor. Important vor ști ce să facă astfel încât atunci să când le vor fie ieși, bine. Și să le fie bine. Sigur, sigur. Este foarte important să ne informăm unii de la alții, să ținem seama de sfaturile fiecăruia, să încercăm să facem ceea ce este bine, chiar să ajutăm și alți prieteni, colaboratori să știe exact ce au de făcut atunci când va veni această vreme frumoasă pentru unii mai puțin frumoasă pentru alții. Alții se bucură că ajung bătrânețe, adică pensionarea. Dar sunt unii care săraci muncesc o viață și nu mai apucă. Deci nu se mai pot bucura. Dar măcar cei care suntem sănătoși și care avem bucuria de a fi împreună mulți ani de acum înainte, să știe că o viață frumoasă se construiește și cu bunătatea ta, cu darurile pe care ți le dă Dumnezeu, cu puterea ta de a convinge oamenii că trebuie să fim mai buni, să ne întoarcem cu fața către cel de sus, pentru că el ne dă și viața, el ne și ia viața. Așa este. Îi mulțumim și prietenului nostru drag, da, un om care este colegul nostru. Are... S-a convins Valentin, deci nu vede, nu crede până nu vede. S-a convins, a intrat da, acolo pe Facebook. Da, să știi că nu foarte multe, și o să vă rog și câteva. Pe dumneavoastră, doamna Mariana, importante. Să intrați pe Facebook-ul vrei să ți le arăt pe cele din privat? Că am și în privat. Acolo e secretul, Valentin. Avem și în privat, Valentin. Îți mulțumim, Florin, ești colegul nostru. Ești un om la care ținem foarte mult și cu care facem... Am prezentat rubrica noastră drăguță, de parale în fiecare săptămână. Săptămâna viitoare, Valentin, da. Atenție, Lili, să-l luați repede, că am văzut pozele pe Instagram. Printați-le repede. Da, să zic, doamnă, că mă bagă. Nu. Ascultă, deci eu m-am dus la munte, am zis că nu schiez și mi-am împrumutat de la colegi echipamentul, să nu mă iei că... Vedem, n-am ți-ai asumat când ai îmbrăcat și împrumutat. Da, lasă, hai la scenă. Auzi, hai la scenă, Vali. Dacă mă vedeai când eram la țară, îmi dădeai numai bravo, ai stil. Că da, acum noi avem pe lângă stil, avem... Știi că purtam, repede spun, se rupeau blugii și făceam pantalon scurs sau mergeam cu ei și rupți. Dacă... Mulți am făcut asta. Da, se poartă. De-aia are acum toale de parale. Hai, da. N-am toale scumpe. Lasă că te-am văzut. Apropo de toale, avem și noi sponsori și vrem să le mulțumim sponsorilor noștri și dumneavoastră celor de acasă. Mulțumim Mademoiselle Atelier Atmosfer Fashion. Le mulțumim prietenilor de la Cofetăria Claus și la Mircea Măcelaru. Vă mulțumim tuturor pentru fidelitate și vă așteptăm și mâine dimineața de la ora 8, bem cafeluța împreună și povestim. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Și atunci când spunem acest lucru, chiar ar trebui să-l și înțelegem, pentru că a fi bun e lucru mare. Bunătatea provine din suflet, iar un suflet frumos este la scena noastră și ne cântă tuturor pe final. Valentin Sanfira, la revedere, o zi bună! Joacă
lumea că e nuntă, strigă soacră, nu sta mută, că ți se însură băiatul, ca el în lume nu-i altul. Joacă lumea că e nuntă, strigă soacră, nu sta mută, că ți se însură băiatul, ca el în lume nu-i altul. Joacă soacra, joacă socru, de bătători de locul, că băiatul lor e mire, nu mai pot de fericire. Joacă soacra, joacă socru, de bătători de locul, că băiatul lor e mire, nu mai pot de fericire. Bățos, că are băiat frumos și joacă numai înainte, că are noră cu minte. Socru mare e bățos, că are băiat frumos și joacă numai înainte, că are noră cu minte. Joacă soacra, joacă socru, de bătători de locul, că băiatul lor e mire, nu mai pot de fericire. Joacă soacra, joacă socru, de bătători de locul, că băiatul lor e mire, nu mai pot de fericire. De socru mică, de el n-am zis nimic, joacă lângă soacra mică, azi fata lor se mărită. Să zic și de socru mică, de el n-am zis nimic, joacă lângă soacra mică, azi fata lor se mărită. Joacă soacra, joacă socru, de bătători de locul, că băiatul lor e mire, nu mai pot de fericire. Joacă soacra, joacă socru, de bătători de locul, că băiatul lor e mire, nu mai pot de fericire. Sută lăutarii lui cântă, nașa ca o păuniță, joacă în sârbă de sculță. Nașul scoate bani de 100, lăutarii lui cântă, nașa ca o păuniță, joacă în sârbă de sculță. Joacă soacra, joacă socru, de bătători de locul, că băiatul lor e mire, nu mai pot de fericire. Joacă soacra, joacă socru, de bătători de locul, că băiatul lor e mire, nu mai pot de fericire.